În Smart Notebook puteți realiza tabele personalizate prin selectarea pătrățelelor aflate în această secțiune. Simpla apăsare în colțul care marchează numărul de rânduri și de coloane pe care îl doriți va duce la realizarea unui astfel de tabel. O altă metodă utilă în cazul unui tabel cu un număr mai mare de căsuțe decât cele aflate în configurator este acela de a alege manual numărul celulelor prin completarea celor două câmpuri aferente. Prin bifarea primei căsuțe, casetele tabelului vor fi întotdeauna pătrate, iar prin selectarea celei de-a doua, dimensiunile tabelului vor fi reținute pentru a ușura multiplicarea lui. Trăgând de liniile verticale și orizontale, puteți mări spațiul celulelor. Textul poate fi personalizat prin schimbarea fontului, dimensiunilor sau a culorilor. Smart Notebook are opțiunea de a ascunde conținutul tabelului atât în mod integral, cât și cel pe care îl selectați. Chiar și celulele tabelului pot fi personalizate și împărțite sau unite pentru a vă satisface nevoile.